ziua, bine ați venit în cadrul interviului acordat hornews.ro. O să începem cu o întrebare, pentru că astăzi, totuși, 22 martie, este Ziua Mondială a Apei. V-aș întreba de ce este important să consumăm apă de calitate și cum influențează, până la urmă, consumul unei ape de slabă calitate, sănătatea și, până la urmă, calitatea vieții noastre. Bună ziua, bine v-am găsit în primul rând. Într-adevăr, astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Apei, eveniment care a fost desemnat pentru prima oară în anul 1993 de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, drept o zi mondială. În felul acesta s-a demonstrat importanța acestei resurse esențiale vieții, atât din punct de vedere al calității ei, dar și al disponibilității. 23 de ani mai târziu, în 2016, pentru că vorbim de o tematică diferită, tema acestui an este Water and Jobs, adică apa și locurile de muncă, sau, ca și deziderat, mai bine spus, Better Water, Better Jobs, pornind de la premisa că aproximativ 1,5 miliarde de persoane la nivel mondial sunt implicate, ca și locuri de muncă, în sectoare ce au legătură directă cu această resursă esențială vieții. Și mai mult decât atât, nu a fost dedicată numai o zi mondială anual, ci aceeași adunare generală a ONU a proclamat în anul 2003 deceniul 2005-2015, drept perioada, deceniul alocat acestei resurse importante și acțiunii Apă pentru Viață. Acum, de ce este atât de important pentru noi consumul unei ape de calitate? Aici este o dezbatere mai largă. Nouă ne place să realizăm o paralelă între carburantul, între combustibilul cu care ne alimentăm mașina personală, ținând cont că de calitatea acestuia depinde până la urmă eficiența utilizării pe termen lung a acestei mașini, acestui vehicul, și paralela realizată cu calitatea combustibilului cu care noi ne alimentăm un alt vehicul mult mai personal de data aceasta, este vorba de corpul nostru, și aici facem referire la patru elemente esențiale vieții. Pe de o parte vorbim de hrana și de apa pe care le consumăm, de aerul pe care îl respirăm și totodată de lumina, fără de care majoritatea organismelor vii nu pot exista. De aceea, de calitatea acestor patru elemente esențiale vieții depinde, în esență, sănătatea și, totodată, depinde calitatea vieții noastre. Așa cum afirmă mulți medici, pentru că trebuie să luăm în considerare faptul că o mașină o putem înlocui, mai beneficiază de revizii tehnice periodice, corpul nostru, însă, este unul singur și ne însoțește întreaga viață. Și medicii de diverse specializări și nu numai afirmă că noi suntem ceea ce bem, ceea ce mâncăm și ceea ce respirăm. Aceasta afirma cu mult timp înainte și Louis Pasteur, unul dintre pionierii microbiologiei, om de știință francez, aceasta afirma și Seneca și, din păcate, aceasta este o realitate și în momentul de față. Mai mult decât atât, dacă este să luăm în considerare doar apa, trebuie să ținem cont de faptul că 70% cu aproximație din masa corporală a unui adult este formată din apă. În cazul bebelușilor și al copiilor, acest procent este chiar mai ridicat. Toate organele noastre principale, pornind de la creier, inimă, plămâni, rinichi, sânge, mușchi, au un conținut de peste 70% apă și de aceea apa pe care noi o consumăm transportă la aceste organe, la toate celulele corpului nostru, substanțele pe care le conține. Indiferent că acestea sunt substanțe benefice, sunt substanțe neutre sau substanțe dăunătoare sănătății noastre. De aceea este atât de important un consum de apă de calitate. Din păcate, în momentul în care consumăm apă din surse incerte, din surse infestate, efectele nu se determină, nu se manifestă imediat. Dacă ar apărea durerea, atunci ar fi simplu. Am stopat consumul acela și am luat măsuri. Însă, de multe ori, în momentul în care se instalează afecțiunile datorate și unei calități necorespunzătoare a apei, deja este târziu și lucrurile acestea se întâmplă în timp. Aș întreba acum care este situația calității apei potabile furnizate în România și, evident, altor surse de apă din zonele rurale. Da, eu am venit pregătită pe subiectul acesta cu câteva statistici. Știm că în momentul de față există anumite probleme care se întâmplă în ceea ce privește calitatea apei și acum vorbim inclusiv de calitatea apei îmbuteliate.
Însă aceste probleme nu sunt recente. De 11 ani de când eu activez în cadrul companiei Zepter, am în dosar o arhivă întreagă cu articole furnizate pe diverse canale media, în presă, cu reportaje pe principalele canale de televiziune referitoare la această problematică a calității apei la nivel național. Acum, sursele oficiale, sursele care pot fi accesate public, sunt furnizate de diverse instituții. Una dintre ele, ca și exemplu, este Administrația Națională a Apelor Române, dar am apelat și la alte surse și vreau să punctez doar câteva statistici. În primul rând, la nivel național, numai 55% din populația din România are acces la servicii publice de furnizare a apei potabile. Numai 55%. Restul se aprovizionează din diverse alte surse, de cele mai multe ori surse de proveniență microbiologic incertă. Și acum nu mă refer doar la cei care locuiesc în zonele rurale, deși ei reprezintă un segment extrem de important, dar mă refer și la cei care au dorit să își îmbunătățească calitatea vieții, în consecință au investit în achiziția sau în construirea unei locuințe, unei case, unei vile în zonele limitrofe marilor orașe și, din păcate, sunt nevoiți să folosească apa poluată din zonele respective, deoarece nu au alte surse. Aceasta este realitatea. Să ne gândim numai la că mare parte dintre terenurile pe care s-au construit aceste case, aceste chiar complexuri rezidențiale, au fost inițial terenuri agricole, extravilane. Acestea au fost tratate cu pesticide, cu mercur, cu arsen, cu diverse substanțe chimice care, odată infiltrate în sol, în subsol, în pânza freatică, rămân acolo o perioadă îndelungată, deci echilibrul natural nu se restaurează nici după 10 ani de zile. Și persoanele respective au făcut investiții importante în a-și construi chiar puțuri forate la adâncime mai mare, în ideea că ajung la o pânză freatică ce oferă o calitate bună a apei. Realitatea însă de pe teren, testările pe care le-am realizat și noi și analizele microbiologice pe care le-au realizat și acești clienți care au venit la Zepter pentru a căuta o soluție performantă la această problemă, au demonstrat că, din nefericire, calitatea este necorespunzătoare, chiar la o pânză freatică de mare adâncime. O altă statistică relevantă reprezintă faptul că 9 milioane de români nu beneficiază în continuare de apă potabilă curentă. Că apa folosită de 90% dintre cei care locuiesc în zonele rurale și de 50% dintre orășeni nu ajunge în niciun sistem de canalizare. Și acesta este un lucru extrem de grav, deoarece constituie o cauză principală de infestare a apei cu nitrați. Și din nefericire, România se află și în momentul de față pe un nefericit loc întâi în Europa în ceea ce privește poluarea cu nitrați. Ar trebui să ne întrebăm, ok, măsuri s-au luat, au încercat, da? De exemplu, Uniunea Europeană a alocat fonduri în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro ca până la sfârșitul acestui an, 2016, fiecare localitate cu peste 10.000 de locuitori din țară să beneficieze de cel puțin o stație de epurare a apelor uzate, pentru că deversarea acestor ape uzate direct la canalizare, ajungând în râuri, da, mai departe în apele de suprafață, conduce evident la un grad foarte ridicat de poluare. Din nefericire, majoritatea acestor fonduri nu au fost accesate, pentru că noi avem această problemă cu absorpția fondurilor europene și, în consecință, ne regăsim și acum, după câțiva ani, în aceeași situație neameliorată. În ceea ce privește deversarea apelor uzate direct în râuri, în cazul a peste 40 de orașe la nivel național, aceasta, într-adevăr, determină poluarea apelor de suprafață. Și aș vrea să punctez doar două lucruri referitoare la București, dacă îmi permiteți, pentru că este vorba de capitală, care ar trebui să fie un etalon și pentru toate celelalte orașe din România și care... Pentru București, nivelul de investiții ce ar trebui alocat acestor domenii sensibile, vitale, cum este furnizarea unei ape de calitate, de consum, ar trebui să fie semnificativ. Dar realitatea stă puțin diferit, pentru că până în anul 2011, Bucureștiul, de exemplu, a fost singura capitală europeană, la nivel european, care nu a beneficiat niciodată de o stație de epurare a apelor uzate. Vorbim de ape menajere, ape pluviale, ape industriale. Astfel încât Bucureștiul a fost
unul dintre cei mai mari poluanți ai Dâmboviței. Toate aceste ape reziduale de la canalizare se deversau și o parte se deversează și în momentul de față, în continuare în Dâmbovița și după aceea mai departe în Dunăre. E adevărat, în octombrie 2011 a fost inaugurată stația de epurare de la Glina, București-Glina. Este un proiect care a început în 1985, deci dacă este să realizăm că ne-au trebuit atât de mulți ani până în 2011 și să realizăm o primă fază doar, astfel încât în momentul de față, în continuare, peste 50% din apele uzate se deversează în Dâmbovița și în Dunăre și chiar citam pe site-ul dumneavoastră pe Hot News în februarie 2015, căci pentru a doua fază nici măcar nu a început proiectul de alocare a constructorului prin licitație publică. Aceasta este situația. V-aș întreba acum dacă fierberea apei, să spunem așa, da, tot să spunem tradițională, așa, se așa este, ajută la ceva. Poate, poți să consumi acea apă fără niciun fel de problemă. Aici ne referim mai ales la zonele rurale unde există acele fântâni, puțuri. Există mitul ăsta, sau mă rog, mit, nu știu dacă este mit neapărat, în care oamenii fierb apa și spun că este perfectă pentru consum. Da, și sunt și unii medici de diverse specializări care chiar recomandă exact acest procedeu de fierbere a apei. Știți, opiniile sunt împărțite, sincer, cred că referitor la orice tematică pe care o putem aborda. Ideea este din experiențele noastre și sunt experiențe fondate pe rezultate generate de analize microbiologice, de laborator, pentru că am vrut să fim perfect siguri cu privire la informațiile pe care le furnizăm. Fierberea apei este într-adevăr o metodă tradițională de a spera că avem acces la o apă mai pură. Prin fierbere se distrug o parte dintre poluanții chiar de natură microbiologică existenți în apă, dar există și categorii de substanțe, de impurități care nu sunt distruse prin fierbere. Și ca un simplu exemplu, metalele grele nu se distrug prin fierbere, anumiți paraziți nu se distrug prin fierbere, anumite bacterii nu se distrug prin fierbere, prin urmare o protecție 100% nu poate fi asigurată prin acest procedeu. V-aș întreba că ați menționat puțin de scandalul, să spunem așa, cu apa îmbuteliată. Da. Ce sfaturi le dați consumatorilor pentru a preveni unele situații neplăcute? Ce ar trebui să facă acești consumatori? Din moment ce cumpărând din supermarket se pare că nu este neapărat o soluție viabilă, având în vedere că au fost cazuri apă neconform. Da, acum aceasta este o problemă expusă pe tapet în momentul de față. Așa cum spuneam, nici în ceea ce privește calitatea apei îmbuteliate, problema nu este totuși atât de recentă. Probleme au fost de mult timp. Din nefericire, există destul de puține studii dezvoltate cu privire la calitatea apei îmbuteliate și ce este mai grav este că există și tot mai puține controle referitoare la această calitate care ar trebui desfășurate de către instituțiile de resort. Este adevărat că la nivel de individ, noi nu putem să schimbăm această problemă cu care ne confruntăm la nivel de societate, da? Ceea ce privește poluarea apei. Numai că încercăm să găsim soluții care să rezolve problema pentru noi și pentru familiile noastre. Și această alegere depinde într-adevăr numai de noi. Mai ales în zonele urbane, într-adevăr, ne raportăm la acest consum al apei îmbuteliate. Eu aș face referire aici la trei studii care au fost publicate doar la trei, care au fost publicate de-a lungul timpului din surse oficiale. Primul este acesta ale cărui rezultate parțiale au fost furnizate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului chiar acum 4 zile pe 19 martie, referitor la cele 17 inițial. Am înțeles că este încă în derulare studiul acesta, da? 17 eșantioane de mărci de apă îmbuteliată, este vorba de apă de izvor și de apă de masă, găsită în supermarketurile și hipermarketurile din București și unde știm cu toții, cel puțin acestea sunt concluziile parțiale, 5 dintre acele eșantioane nu au corespuns din punct de vedere microbiologic și nu doar că nu au corespuns, ci unele aveau valori ale numărului total de germeni conținuți de până la 200 de ori mai mare decât valorile limite minime, valorile maxime admise. Da? Un al doilea studiu la care eu aș face raportare
și care cred că este extrem de util și de interesant pentru toți viitorii părinți, părinții care au deja copii, pentru bunici, de ce nu, este un studiu care a fost realizat în august 2015 de către Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România. Aceasta este o asociație neguvernamentală, deci a nu se confunda cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, care a analizat 12 mărci de apă îmbuteliată de pe piață în varianta recomandată pentru bebeluși. Pentru că multe dintre firmele producătoare sau distribuitoare de apă îmbuteliată au realizat această extensie de linie, oferind și varianta pentru bebeluși și pentru copii, în scopul hidratării și preparării hranei acestora, care evident este reglementată prin necesitatea unei concentrații de săruri minerale, de calciu, de sodiu, mult mai mici decât în variantele pentru adulți. Din păcate, și concluziile acelui studiu au... Vă pot imediat furniza câteva informații referitoare la aceasta. La 75% dintre cele 12 tipuri de apă analizată nu se menționa conținutul de nitriți. La 50% nu se menționa pH-ul apei. La 42% nu se menționa conținutul de nitrați. Și așa mai departe. Mai mult decât atât, la câteva dintre mărcile respective s-a constatat că varianta de apă îmbuteliată pentru bebeluși, în cazul unora dintre aceste mărci de apă îmbuteliată, era similară cu varianta pentru adulți. Niciun fel de diferență în concentrațiile microbiologice ale celor două tipuri de apă, numai diferență de preț, de 4 până la 5 ori mai mare în cazul variantei pentru bebeluși. Deci, cu alte cuvinte, noi încercăm să ne protejăm copiii, dar nu avem niciun control asupra ceea ce le furnizăm. Și un al treilea și ultim studiu la care aș face referire și aș invita cititorii noștri să îl caute pe internet și să-l analizeze. Este un studiu realizat în mai 2013 de către site-ul de știri economice wallstreet.ro. Acesta a comandat și a realizat o analiză a principalelor tipuri de apă îmbuteliată, indiferent că sunt producători internaționali sau naționali, pe piața locală. Și concluziile extrase au fost unele foarte interesante. Ceea ce este totuși comun tuturor acestor studii este faptul că nu toate mărcile de apă îmbuteliată în consecință sunt de bună calitate. Nu putem fi siguri, pornind de la proveniența incertă a surselor acestora și mai sunt și alți factori. Dacă luăm totuși în considerare că există, evident, și mărci de apă îmbuteliată care livrează ceea ce promit, care au... concentrația reală de diverse substanțe în apa respectivă identică cu ceea ce este comunicat și pe etichetă, și aici aș mai avea doar o mică paranteză de subliniat, dacă analizați puțin eticheta la apele îmbuteliate, veți constata că în cazul unora dintre ele, deși majoritatea apelor minerale sunt obligate să comunice această informație, există un buletin de analiză publicat. Numai că acest buletin de analiză, de regulă, se solicită numai când se lansează marca respectivă pe piață. Și nicio legislație nu mai solicită actualizarea acestui buletin de analize. Deci întrebarea este, după 5, 10, 15 ani de existență pe piață, putem fi siguri că acea concentrație a rămas neschimbată? Deci nu există protecție. Acum revenind, deci în cazul mărcilor care oferă o calitate optimă a apei, există alte dezavantaje pe care ar trebui să le luăm în considerare. Pe de o parte este vorba de prospețimea apei. Extrem de importantă, pentru că atunci când achiziționăm hrană, alimente, evident, verificăm termenul de garanție. Întrebarea este, când achiziționăm apă, de câte ori ne uităm la termenul de garanție și câte mărci furnizează această informație, pentru că de regulă se precizează pe ambalajul respectiv a se consuma de preferință până la data D, dar nu se specifică când a fost îmbuteliată acea apă. Da? Haideți să ne imaginăm că noi punem astăzi apă de o calitate indiscutabilă într-o sticlă de plastic sau chiar de sticlă, da? Și o etanșeizăm foarte bine, o îmbuteliem și o deschidem după un an de zile. Încă este în termenul de garanție. Ne mai vine să o consumăm? Luăm în considerare că aceea este o apă proaspătă? Un alt dezavantaj îl reprezintă ambalajele în care se îmbuteliază de regulă apa, chiar de bună calitate.
Există o piață foarte dezvoltată, o industrie la nivel mondial a ambalajelor, care întrunește cifra de afaceri de sute de miliarde de dolari. Plasticul din care sunt concepute aceste ambalaje în domeniul apei îmbuteliate este de regulă acel PET. Există și un simbol care este inscripționat pe sticla respectivă, da? Polietilenă teriftalat, care, din păcate, la diverse variații de temperatură datorate transportului, depozitării acestor sticle de apă, dezvoltă anumite substanțe chimice care sunt transmise în apa îmbuteliată în acea sticlă, printre care, de exemplu, bisfenolul A. Este un element chimic care are efecte negative, serioase asupra sănătății umane. Până în prezent s-a câștigat o singură bătălie, în sensul că Uniunea Europeană, Statele Unite și ale Americii și Canada au reușit să interzică utilizarea acestui plastic cu bisfenol A pentru producerea biberoanelor dedicate bebelușilor. Dar este o singură bătălie, războiul încă mai este de purtat și dacă aveți curiozitatea să vă uitați în orice hipermarket, supermarket din România, pe nicio sticlă de plastic nu există simbolul BPA free, adică nu conține bisfenol. Deci iată la ce ne expunem. Și mai este încă un dezavantaj extrem de important pe care mulți dintre noi, din păcate, nu-l luăm în considerare, este vorba de diferența semnificativă de preț. Și aici, dacă fac doar un foarte scurt calcul de eficiență, este adevărat că la nivel național există o diferențiere a tarifelor la metrul cub de apă rece, la factura de întreținere. Dar dacă luăm doar exemplul Bucureștiului, în medie, un metru cub de apă rece este cam 7 lei are prețul, da? Bun, un metru cub înseamnă 1000 de litri. Aceasta înseamnă că un litru de apă de la robinet, apă rece, are prețul de 0,007 lei în medie. În comparativ cu acesta, prețul unui litru de apă îmbuteliată, deși într-adevăr se achiziționează la recipiente de volum mai mare, este de 1 leu. Comparând 1 leu cu 0,007 lei, dacă facem o simplă operație matematică, vom afla că prețul unui litru de apă îmbuteliată este cam în medie de 145 de ori mai mare decât prețul unui litru de apă de la robinet. Deci dacă această apă de la robinet, am fi siguri că este de calitate certă, atunci evident că am consumat-o pe aceasta. Și suntem siguri că este de calitate certă? Da, e un aspect discutabil iarăși. Ce se întâmplă în stațiile de tratare a apei, acolo unde există aceste servicii publice de alimentare cu apă, apa este dezinfectată. Nu mai spunem că există acest proces care se folosește în continuare în România, care se numește clorinare, care nu este agreat de către Uniunea Europeană și noi suntem unul dintre ultimele state care mai folosesc acest proces. Clorul, într-adevăr, este un agent natural extrem de eficient pentru dezinfectarea apei, pentru eliminarea altor impurități din apă. Problema este că în momentul în care el ajunge și ajunge clor rezidual în organismul nostru, pentru că de cele mai multe ori chiar și simțim mirosul acestuia, dezvoltă prin anumite reacții chimice în interiorul organismului substanțe numite trihalometani, care sunt cancerigene. Deci chiar dacă la stația de tratare, să luăm în considerare acest lucru, apa este optimă din punct de vedere al parametrilor, problema o reprezintă rețeaua de distribuție. La nivel de București vorbim de o rețea de distribuție învechită, știm că nu s-au mai făcut investiții în domeniul acesta, este vorba de peste 125.000 de kilometri de conducte și vă pot oferi un singur exemplu. Colegii mei care se ocupă de montajul și de serviciul sistemelor noastre de purificare a apei vin regulat cu astfel de dovezi. Aceasta este o secțiune printr-o țeavă de alimentare cu apă din București. Deci cam așa arată interiorul. Prin astfel de țevi ajunge apa la robinetul nostru, da? De la apartament. Aici există și rugină, există și depuneri de calc, care există și plumb și așa mai departe. Deci chiar dacă problema nu este la stația de tratare și să spunem că furnizorul de servicii publice oferă apă de calitate, se regăsește problema în această rețea de distribuție. Eu vă pot da un singur exemplu personal. Acum 9 ani de zile, când ne-am mutat într-un complex rezidențial nou la vremea aceea, am făcut o analiză microbiologică a apei de la robinet și nu doar microbiologică, a avut o anumită valoare în anumiți parametri. După 9 ani de zile, când am refăcut analiza aceea, am constatat
o calitate mai slabă cu până la 60% față de cum era acum 9 ani de zile. Deci situația involuează în permanență și suntem singurii care putem face ceva la nivel individual să ne protejăm. Iar soluția de schimbare a tuturor țevii din România este una utopică, din punctul meu de vedere. Din păcate, așa este. Se pare că de multe ori și la nivel individual și la nivel de societate ne stabilim prioritățile într-un mod cel puțin ciudat. Atunci, una din soluții ar fi fix un filtru de apă, din punctul meu de vedere, din ce mi-ați spus și noastră, și v-aș întreba cât de eficiente sunt aceste filtre de apă și, iarăși, o întrebare destul de importantă. De ce criterii ar trebui să țină cont orice persoană atunci când dorește să achiziționeze o soluție performantă de purificare a apei? Da, mulțumesc de întrebare. Ideea este că în momentul de față, într-adevăr, piața locală de diverse soluții de tratare a apei este destul de diversificată și este încurajată și de faptul că, așa cum spuneam, de-a lungul timpului au fost, cel puțin din partea presei, din partea media, la modul general, a fost toată această campanie de conștientizare a populației privitoare la problemele cu care ne confruntăm. Și, mă rog, să spunem, eu consider că a fost o campanie și din partea noastră, la fel de informare, la care am contribuit și noi. Este adevărat că acum 2 ani de zile, dacă studiam o statistică, gradul de penetrabilitate al filtrelor de apă de orice natură pe piața din România era de între 5 și 10% din totalul gospodăriilor din țară. Deci un nivel extrem de scăzut în continuare. Aceste soluții în tratarea apei, care pornesc de la căni filtrante, de la filtre mecanice și ajung până la sisteme de purificare, într-adevăr, prezintă o anumită diversitate. La un moment dat, consumatorul nu are niște criterii clare după care să aleagă soluția cea mai adecvată pentru problema sa, în funcție de mai mulți factori. Preponderente pe piață sunt filtrele mecanice și datorită accesibilității lor din punct de vedere al prețului și de aceea sunt și preferate de către consumatori. Dar, slavă Domnului, am constatat că în ultimii ani de zile oamenii au devenit din ce în ce mai informați și trendul a început să se schimbe. Care este problema în cazul acestor filtre mecanice? Ele au o capacitate de filtrare, dar numai parțială, adică rețin numai sedimentele de natură fizică, gen rugină, gen nisip, la modul acesta. Nu oferă niciun fel de altă protecție suplimentară. Spre deosebire de acestea, de exemplu, un sistem de purificare a apei, așa cum este și cel de la Acceptor, sunt soluțiile noastre, care au în componență cel mai eficient filtru cunoscut în prezent, membrana de osmoză inversă, au capacitatea de a reține eficient și alte tipuri de impurități, de natură organică, de natură microbiologică, aceasta însemnând o purificare a apei la nivel molecular. Filtrele mecanice au de regulă un singur sau maxim 2 nivele de filtrare a apei, ce constau în speță într-un filtru de carbon activ. De calitatea acestui filtru consumabil depinde până la urmă și nivelul de protecție pe care ni-l oferă, pentru că dacă această calitate este mai slabă, cum din păcate se întâmplă în unele cazuri, acel filtru devine la rândul său o sursă de poluare secundară a apei. Și avem surpriza să constatăm că la intrare nivelul de substanțe din apă este mai mic decât la ieșire. Așa se explică lucrul acesta. Mai mult decât atât, acele filtre consumabile au frecvență solicitată de înlocuire extrem de mare la fiecare o lună, două luni de zile, ceea ce în timp generează niște costuri de întreținere semnificative. Aceasta este problema referitoare la filtrele mecanice. În ceea ce privește al treilea tip de soluții existente pe piață, aceste sisteme de purificare, și eu mă raportez la sistemele de purificare cu osmoză inversă pentru că sincer, și vreau să menționez lucrul acesta nu pentru că eu sunt astăzi aici în postura unui reprezentant al unei companii care comercializează astfel de soluții, deși și acesta este un adevăr, dar vorbesc acum din postura unui utilizator care are acasă un astfel de sistem de purificare de 6 ani de zile și noi am fost cobaii și am testat eficiența, dar mă raportez și la date oferite de instituții de renume în domeniu care sunt mult mai în măsură
legătură să formuleze statistici cu privire la eficiența acestor sisteme de purificare. Și vreau să ofer doar două exemple. Este vorba pe de o parte de EPA, Environmental Protection Agency. Este o agenție somitată în domeniul protecției mediului înconjurător în Statele Unite ale Americii și, sincer, această zonă a globului este extrem de bine legiferată cu privire la tot ceea ce intră în contact cu corpul uman, cu hrana, cu apa, ei reacționează primii și care au demonstrat eficiența acestor sisteme de purificare cu osmoză inversă. Și dacă îmi permiteți doar un mic citat, Agenția Americană pentru Protecția Mediului Înconjurător, EPA, a confirmat și recomandat osmoza inversă ca fiind singura metodă sigură și efectivă pentru potabilizarea apei. Echipamentele cu proces de osmoză inversă nu necesită tratarea chimică a apei, elimină peste 99% din impuritățile organice și anorganice dizolvate în apă, elimină peste 99% din impuritățile biologice de tipul bacterii, virusuri, streptococi, fecali și asigură o calitate ideală a apei filtrate, independent de calitatea apei de intrare. Apa obținută prin osmoză inversă este o apă pură, demineralizată și aproape sterilă și acesta este un punct pe care mi-am dorit să-l ating pentru că mulți dintre cititorii dumneavoastră care au postat comentarii și le mulțumesc pe această cale, le mulțumim foarte mult pentru că au avut un astfel de grad de receptivitate cu privire la problematica acestei discuții. Această demineralizare a apei, există un răspuns tot din partea acestei agenții, datorită faptului că marea majoritate a mineralelor necesare organismului uman provin din hrana solidă asimilată zilnic, pentru că, într-adevăr, mineralele benefice organismului sunt cele organice care se regăsesc în fructele, în legumele crude sau preparate termic la temperaturi joase. Apa poate fi privită doar ca un material dizolvant și un mediu pentru eliminarea toxinelor din organismul uman. Sistemele de purificare cu osmoză inversă au fost folosite și sunt folosite în continuare și de către NASA. Sunt folosite de asemenea de către Marina Militară Americană. Sunt folosite și de către Organizația Națiunilor Unite. Nu doar ca și proces industrial de desalinizare și de potabilizare a apei, ci și ca procese, ca și soluții casnice. Deci, dacă există o astfel de certificare la nivel internațional privind eficiența acestor sisteme, noi ne raliem la acest lucru. Vă aș întreba acum să-mi enumerați rapid care, de fapt, sunt avantajele, până la urmă, unui astfel de sistem oferit de țeptă. Da, dacă este să facem o comparație, că nu aș vrea să comparăm mere cu pere, adică, ok, un sistem de purificare performant cu un filtru mecanic, de exemplu, ci să ne raportăm la comparația între sistemele furnizate de Zepter cu soluțiile noastre, comparativ cu soluțiile propuse de alte companii, avem câteva avantaje, le considerăm noi competitive. Pe de o parte, este vorba de indicatori extrem de importanți, sunt doi factori critici de care fiecare persoană care dorește să investească într-o soluție performantă de purificare a apei ar trebui să țină cont. Este vorba pe de o parte de rata de recuperare, așa se numește, este exprimată procentual, este un indicator care de fapt semnifică de câți litri de apă de la robinet este necesar pentru a obține un litru de apă purificată, pentru că cine crede că raportul este 1:1 se înșală. Noi vrem să oferim informații cât mai obiective și reale și utile, da, audienței. De aceea, în ceea ce privește acest indicator, din toate studiile pe care le-am efectuat și documentațiile pe care le-am avut la dispoziție privitor și la celelalte sisteme de pe piață, sistemul nostru de purificare Aquina Pro oferă cea mai mare rată de recuperare, de 42%. Ce înseamnă aceasta? Că din 100 de litri de apă de la robinet se obțin 42 de litri de apă purificată sau, tradus puțin altfel, un litru de apă purificată se obține din 2,38 de litri de apă de la robinet. Dacă este să ne aducem aminte, prețul unui litru de apă îmbuteliată versus prețul unui litru de apă de la robinet, ajungem printr-o simplă ecuație matematică la concluzia că în continuare, chiar și în aceste condiții, prețul unui litru de apă purificată este de cam 61 de ori mai mic decât prețul unui litru de apă îmbuteliată. Și mai mult decât atât în cazul apei îmbuteliată. Deci nu avem acea certitudine că ne protejăm sănătatea, dar în cazul apei purificate avem această certitudine.
Un alt indicator important îl reprezintă și productivitatea. Ce înseamnă aceasta? Capacitatea zilnică de purificare maximă, da, de obținere a apei purificate. În cazul sistemelor noastre, la Aquina Pro, sistemul mare de purificare, această productivitate este de 378 de litri de apă purificată pe zi, ceea ce ne poziționează poziționează produsul ca o soluție recomandată nu doar pentru utilizatorii beneficiarii domestici casnici, ci și pentru clienții instituționali. Pentru instituții și de altfel avem și referințe în acest sens. Și în cazul sistemului mic de purificare a apei Edelwasser, capacitatea zilnică de purificare este în jur de 78 de litri de apă pe zi. Alte criterii importante în selectarea unei soluții performante de purificare și cele care ne avantajează, considerăm noi, soluțiile noastre, o reprezintă un aspect extrem de important. Este vorba de existența documentației oficiale care să certifice performanțele produsului respectiv. Pentru că, într-adevăr, sunt multe soluții de purificare cu osmoză inversă pe piață care afirmă că eficiența de purificare, în cazul de reținere, de exemplu, a mercurului, a nitriților, a nitraților, a diverselor alte substanțe, a bacteriilor, a virusurilor din apă, este una ridicată, dar nu există documentație care să susțină aceste afirmații. Ideea este că sistemele noastre de purificare a apei sunt singurele de pe piață care beneficiază de această documentație de certificare. Rezultatele performanțelor lor au fost validate prin intermediul testelor, analizelor microbiologice realizate în cadrul uneia dintre cele mai mari rețele europene de laboratoare de analiză terțe. Și mai este încă un aspect pe care aș vrea să-l enunț. Este vorba de faptul că orice produs care intră pe piața unui stat european necesită inițial un proces de certificare locală. În cazul produselor, așa cum sunt sistemele noastre de purificare a apei, care presupun contactul cu organismul uman, contactul cu hrana, pentru că vorbim de apă potabilă aici, da? De consum, de băut în esență, organismul care este învederat să certifice acest proces este Ministerul Sănătății, prin Institutul de Sănătate Publică. Procesele de certificare a soluțiilor noastre au fost dure. Nu au fost nimic contrafăcut, au fost reale, au durat luni de zile, am pregătit dosare cu rezultate ale analizelor microbiologice care au fost solicitate pe de o parte pe plan internațional, dar au fost solicitate și local de către Institutul de Resort și în urma tuturor acestor verificări am primit validarea de a promova produsele pe piața locală și aici vreau să arăt acest document care poate fi consultat fără nicio problemă la sediul firmei noastre, care exact lucrul acesta confirmă, deci este un document emis de către Ministerul Sănătății și care confirmă că aceste soluții sunt pretabile și sunt benefice pentru consumul uman. Deci pentru cei care mai au îndoieli cu privire la calitățile și eficiența acestor soluții, acesta este un punct de vedere, spun eu, suficient de obiectiv. Văd că ați venit aici cu două filtre sau ce sunt acestea? Da, așa este. În cazul în care ne-am raportat la faptul că nu avem acasă o soluție eficientă de purificare a apei, până la urmă filtrele noastre naturale sunt rinichii noștri. Acest filtru, aceste filtre, de fapt este același filtru inițial, da, când este alb imaculat și după câteva luni de utilizare, după ce a fost expus la apa, vorbesc aici de apa de la robinet, da, deci este luat de la o soluție de purificare ce a fost montată într-un apartament. În cazul în care, repet, nu avem o astfel de soluție de purificare acasă, filtrul nostru, acest filtru sunt rinichii. Acesta este un filtru extrem de ieftin și care se înlocuiește foarte ușor. Problema este că rinichii noștri nu se înlocuiesc și trebuie să avem în permanență în minte acest lucru. Mai am doar două precizări de făcut cu privire la criteriile care ne poziționează soluțiile noastre, aș spune, competitive pe piață. Fiecare persoană care dorește să-și achiziționeze un sistem de purificare trebuie să ia în calcul totodată costurile anuale de întreținere și avem destule întrebări cu privire la acest aspect.
pentru că există sisteme pe piață care au poate un preț de achiziție cu un 10% mai mic, dar care devin la un moment dat ca un fel de cal troian. Adică odată ce l-ai acasă, evident pentru a-l utiliza optim este necesar să înlocuiești acele filtre, în condițiile în care acestea au un preț prea ridicat, costul anual de întreținere devine neperformant și atunci este dezavantajos pe termen lung. Din punctul acesta de vedere, noi avem costuri extrem de competitive. Da? Și la fel, extrem de important mai este și renumele producătorului. Pentru că dacă este o companie care dispare după un an, doi ani de pe piață, vă pot da un singur exemplu personal. Am achiziționat o hotă de bucătărie acum 9 ani de zile și de 2 ani de zile caut filtre pentru acea hotă și era o marcă de renume. La fel se poate întâmpla în orice zonă din domeniul acesta electrocasnic, da? Deci dacă producătorul acela nu are niște sisteme de management ale calității foarte bine stabilite, dacă acel producător nu oferă soluții de calitate și nu oferă filtre consumabile, produse consumabile și piese de schimb pe termen lung, atunci utilizatorul are o mare problemă. V-aș întreba cât de ușor se montează o astfel de soluție și mai ales cât de ușor se schimbă un filtru ulterior achiziția acestor produse. În cazul ambelor noastre sisteme de purificare, atât Aquina Pro cât și Edelweiss, montajul este extrem de facil. El este oferit de echipa noastră de serviseri agreați Zepter, operator de service, atât montajul cât și serviciurile care se efectuează în etapa și în perioada de garanție și în perioada post-garanție. Nu presupune niciun fel de schimbare, să spunem, a dinamicii din bucătăria sau locul unde vrem să montăm produsul respectiv. Sunt extrem de eficiente ca și spațiu, da, pe care trebuie să-l ocupe. Au ambele rezervoare integrate de apă, ceea ce la fel oferă o economie semnificativă de spațiu. Se conectează doar la rețeaua de alimentare cu apă rece, respectiv la rețeaua de canalizare. Și tot procesul este extrem, extrem de facil. Ulterior, înlocuirea filtrelor consumabile, de exemplu în cazul sistemului de purificare Aquina Pro, acesta este dotat și cu un display electronic care afișează în permanență starea filtrelor, deci ciclul lor de viață, și înlocuirea acestora este calculată după doi parametri logici. Pe de o parte, consumul real al apei purificate zilnice de către familia pe care o deservește și de asemenea de calitatea apei de la sursă. Deci chiar dacă există niște recomandări stipulate din partea producătorului, aceste costuri de întreținere sunt calculate în mod real și, evident, utilizatorul este anunțat atât vizual cât și auditiv în momentul în care este necesară schimbarea acestor filtre. Poate apela la colegii noștri, la operatorii de service, dar să știți că sunt mulți, foarte mulți clienți care au puține abilități tehnice și își realizează singuri înlocuirea filtrelor consumabile. Astăzi, în cadrul întâlnirii online, a fost și o parte de concurs, trebuie să menționăm lucrurile acestea. Așa este. Iar compania noastră, Zepter, a oferit câteva testere, TDS-uri. V-aș întreba ce poate face un om cu acest tester? Ce poate testa cu el, probabil? Da, TDS-metrul este un instrument, este un dispozitiv electronic care măsoară conținutul total al substanțelor solide dizolvate în apă. Este adevărat că nu vorbim aici de posibilitatea de a realiza o analiză microbiologică a apei pe care o consumăm. Este o testare puțin mai empirică, dar care ne este de extrem de mare ajutor. De ce? Pe display-ul electronic al acestui dispozitiv, dacă îl putem prelua puțin, da, este aici un afișaj, el este dotat și cu doi electrozi. În momentul în care cufundăm electrozii și pornim aparatul, da, în eșantionul de apă, se înregistrează o anumită valoare, ce poate avea până la 3 unități, de ordinul unităților, zecilor și sutelor. Afișajul respectiv indică totalitatea substanțelor solide dizolvate în apa respectivă. Uniunea Europeană a dorit să reglementeze la un moment dat, este încă un deziderat, nu este dus la capăt, ca apa potabilă să nu depășească o concentrație de 40 de miligrame la litru sau părți pe milion pentru a avea caracteristicile unei ape bune pentru consumul uman. Pentru a vă oferi doar câteva exemple, în București, da, indiferent de cartier, măsurătorile pot ajunge la apa de la robinet undeva între 160 și chiar 270-280 de miligrame la litru.
Deci doar de câteva ori mult, mai mult. Așa este. Dacă vorbim de zonele limitrofe Bucureștiului, nu vreau să dau chiar exemple, da, dar avem mulți clienți din zonele acelea, putem ajunge la o concentrație de până la 1000, 1500, chiar 1800 de miligrame la litru, ceea ce este enorm. Este adevărat, cu ajutorul acestui instrument nu putem determina concentrația fiecărui tip de substanță în apa de băut, dar avem o vedere globală care ne este extrem de ajutor. Și în felul acesta putem verifica dacă avem un sistem de purificare acasă și eficiența acestuia și necesitatea înlocuirii filtrelor consumabile. Oricum, pe toți câștigătorii noștri îi așteptăm cu mare drag la sediul nostru sau vor intra în legătură cu unul dintre colegii noștri pentru a li se explica în mod clar cum să utilizeze și să beneficieze la maxim de aceste premii. Și de ce nu, eventual să-și achiziționeze soluții de filtrare apă de la Zepter în momentul în care, să spunem, chiar realizează, făcând aceste teste, că chiar au o problemă cu apa în gospodărie. Da. Categoric, așa cum spuneam, decizia finală ne aparține fiecăruia dintre noi, dar ce este cel mai important este să avem informațiile necesare pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. Și vorbim de soluții care se adresează oricărei vârste și familiei per total, pornind până la urmă de la avem clienți, au venit persoane care sunt tinere viitoare mămici, care au vrut pe de o parte să-și pregătească organismul pentru copil, da? Pentru faptul că urmau să nască și de asemenea să-i ofere bebelușului încă din primele luni de viață o calitate corespunzătoare a apei. Avem clienți de vârsta a treia care inițial au reacționat la modul, știți, eu vreau să investesc acum în copii, eu mă las pe mine la o parte că, ok, mai am câțiva ani și poate se va întâmpla un deznodământ nefericit. Realitatea nu este aceasta. Copiii noștri, nepoții noștri au nevoie de noi, au nevoie de noi sănătoși până când ajungem într-adevăr la un final, căci cu toții vom ajunge acolo, da? Dar important este cum ne bucurăm de viață și de parcurs până atunci. Una este să ne petrecem pe ultimele sau nu neapărat ultimii ani din viață, dar să ne petrecem pe culoarele spitalelor. Și, sincer, un exercițiu foarte bun este pentru cei dintre noi care nu apreciem sănătatea și nu realizăm încă că acesta este bunul nostru cel mai de preț, un exercițiu extrem de bun este să petrecem doar jumătate de zi pe culoarul unui spital. Dacă vă uitați în fața unei secții de pediatrie, în fața unei secții de oncologie, veți vedea dezastru. Copii, adolescenți de vârste la care ar trebui să se bucure la maxim de viață, petrecându-și acolo zile, luni, ani de zile. Ceea ce ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi toți. Povestiți puțin despre programul educațional dezvoltat de Zepter în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar din România. Este un program pe care noi l-am dezvoltat câțiva ani la rând cu sprijinul inspectoratelor de profil din câteva județe selectate din țară, un program prin intermediul căruia peste 60 de instituții de învățământ preșcolar și școlar au beneficiat de soluțiile de purificare atât a apei cât și a aerului de la Zepter. Un program în cadrul căruia am pornit de la premisa căci, de exemplu, în cazul unei instituții de învățământ preșcolar, a unei grădinițe, datorită limitării spațiului respectiv, aceeași încăpere, aceeași sală de clasă avea scopuri multiple. Loc de joacă, loc pentru activități educative, loc pentru somn și așa mai departe și automat necesitatea unei soluții de purificare a aerului era vitală. Am primit feedback-uri pozitive din partea directorilor acestor instituții în sensul că și incidența virozelor respiratorii, pentru că știți, în sezoanele de primăvară și de toamnă, în momentul în care se îmbolnăvesc câțiva micuți, toată lumea intră în carantină și intervine problema părinților ce vor face cu ei acasă. Deci incidența acestor viroze respiratorii s-a redus foarte mult. Mai mult decât atât, pe partea de sisteme de purificare a apei, toate instituțiile de învățământ care beneficiau de bucătărie proprie, deci nu de servicii de catering, au fost dotate cu sisteme de purificare a apei și nu doar la bucătărie, ci chiar și la grupurile sanitare care deserveau pe copiii în cauză și cadrele didactice, pentru că, sincer, una dintre imaginile care cu siguranță ne vor rămâne întotdeauna în memorie și mie și colegilor mei implicați în acest program educațional este cum părinții își aduceau dimineață copilașii de mână la școală sau la grădiniță cu sticluța de apă îmbuteliată în rucsăcel. Și am vrut să evităm această situație dacă am avut posibilitatea.
Pe lângă aceste investiții efectuate, am dezvoltat și acțiuni de informare a părinților în acest sens și de asemenea acțiuni de informare și de pregătire a copiilor pentru a avea un comportament ulterior ca adulți corect față de mediul înconjurător, pentru că nu vrem doar să promovăm niște soluții, oricât de performante a fi ele, ci vrem ca, virgulă, cât mai multă lume să poată să conștientizeze și cauzele de fapt acestor probleme și să încercăm să le eradicăm. Pentru că, probabil, mai mulți, împreună, vom reuși la un moment dat lucrul acesta. Mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Și eu vă mulțumesc.